ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună un chec cu dovlecei, cu iaurt și cacao. Un chec puțin mai altfel, pentru că dovleceii îi putem folosi și la dulciuri. Am fost la cumpărături la Profi și am văzut dovlecei proaspeți din aceea frageți și dulci. Imediat m-am gândit la un chec. Pentru această rețetă folosim un dovlecel de 300 de grame am eu aici, cântărit fără codiță și capac. 150 de grame de iaurt sau smântână. 50 de grame de cacao. 200 de grame de făină. 4 ouă pe care le-am separat în gălbenuș și albuș. 80 de ml de ulei. Eu folosesc un ulei cook de la Profi. Făină folosesc tot din gama Cook de la Profi, poate fi cu 3-0 sau 650, făină de care aveți, nu contează tipul de făină pentru această rețetă. Mai folosim puțină sare, praf de copt 10 grame în pliculeț, 1-2 linguri de aromă, eu am aici rom, puteți folosi vanilie, portocală, lămâie, ce doriți, și 120 de grame de zahăr pudră. Dacă vreți să fie mai dulce, puteți merge până la 150 de grame de zahăr sau puteți folosi îndulcitor. La îndulcitor scrie pe ambalaj cât trebuie folosit. Cum procedăm? O să dăm dovlecelul pe răzătoarea mică. Punem o jumătate de linguriță de sare și amestecăm. În felul acesta, dovlecelul se va înmuia, îi va lăsa zeamă pe care o vom putea scoarce. Lăsăm deoparte dovlecelul timp de 10-20 de minute și punem ambușul la bătut. Când albușul este bătut spumă, adăugăm zahărul pudră și continuăm baterea. Turnăm gălbenușurile într-un vas, iaurtul, amestecăm bine, adăugăm uleiul, puțin câte puțin ca la maioneză. Romul. Punem acum dovlecelul stors de zeamă. Amestecăm totul foarte bine. Aceasta este compoziția. Punem cacao. O cernem puțin. Să nu avem surpriza să rămână cocoloașe. Vedeți că mai rămân cocoloașe dacă nu o cernem. Punem puțin câte puțin din albuș și amestecăm ușor. Punem făina amestecată cu praful de copt și o cernem. Amestecăm ușor de jos în sus, cu mișcări blânde. Așa arată aluatul. A
Am pregătit o formă de guguluf cu diametrul de 22 de centimetri, pe care am uns-o bine cu ulei și apoi am presărat cu foarte puțină făină. Turnăm aluatul. Acum la cuptor, la o temperatură de 160-170 de grade, foc sus jos cu ventilație. Cu acelea durează cam 50-60 de minute. La cuptoarele pe gaz, foc mediu, să nu fie mare. Și așezăm checul pe mijloc. Nu deschideți cuptorul în primele 20 de minute. După 30 de minute de coacere, puteți deschide cuptorul și vedeți dacă este gata. În funcție de cuptorul fiecăreia, se coace bine și checul. Trebuie să ne cunoaștem cuptorul. E gata checul nostru, este cald. După ce l-am răsturnat, l-am lăsat jumătate de oră să se răcorească. Îl putem pudra cu zahăr farin. Tăiem o felie. Așa arată în secțiune. E moale, e umed. E pufos, așa arată. E ca un burete de fier. Avem checul, momentul adevărului. Ce bun e! Are gust intens de cacao. Am folosit o cacao bună, neagră. Textura checului este umedă. Nu este foarte înnecăcios. Are gust de ciocolată neagră. Dacă vreți să fie mai dulce, măriți cantitatea de zahăr. Este cu adevărat delicios. Nici nu zici că are dovlecei în compoziție. Dar dovleceii dau ceva deosebit aluatului, îl fac mai umed și mai bun. Câteva secrete de final. Ouăle nu contează dacă sunt reci sau calde, important este să fie proaspete, iar vasul în care se bat ouăle, albușul, să fie foarte curat, uscat, perfect degresat. Ca să se bată bine albușul, adăugați o linguriță de oțet sau o linguriță de zeamă de lămâie. Și o să vedeți cât de ușor și de frumos se va bate albușul spun. Acesta este checul, bun cu bun se face, cu ingrediente de calitate. Sunt Gina Bradea, vă aștept să mai gătim împreună și alte bunătăți. Vă puteți abona la acest canal dacă doriți. Puteți distribui rețetele și pentru prietenii dumneavoastră. La revedere!